spectacol pentru copii în centrul Piteștiului. Strada de promenadă a orașului s-a umplut de personaje de poveste și de mii de copii care au vrut să le atingă și să se fotografieze cu ele. Summer Street Festival, organizat de Teatrul din Pitești, anunță începutul verii și dă startul petrecerilor estivale în Argeș. Zeci de personaje din cele mai cunoscute bazme și desene animate s-au plimbat prin centrul Piteștiului la o paradă de Ziua Copilului. Sărbătorim Ziua Copilului. Și cum e? Cel mai frumos sentiment. Suntem copii cu toții și în sufletul nostru cred că asta trebuie să păstrăm întotdeauna. Frumoasă paradă? Foarte frumoasă. Să tot fie, în fiecare an. Pentru fetița celei mai bune prietene. Așa. Care mai are un pic și împlinește vârsta de 4 anișori și am zis să-i facem o bucurie. 4 ani ai? Da. Și ce faci cu ei? Ce face direct cu anișorii și așa mulți? Da. Știi că azi e ziua ta? Da. Da? Ce-ți da. Dorești de ziua ta? De. Îți place petrecerea de aici? Da. Da? Bine, la mulți ani. Mulțumim. Mii de copii s-au adunat în centrul orașului să se fotografieze cu personajele din povești. Este bine că este cald și am putut să bucurăm acești copii minunați. Pentru mine era problemă dacă ploua, tuna, fulgera, paratreznetul, nu știu dacă funcționează. Vă iubim, la mulți ani copiii! La grădina de vară din centrul Piteștiului a urmat un spectacol la care au participat sute de copii și părinți.